și nu vreau să apelez la ele. Acum, este o chestiune foarte serioasă, raportul Curții de Conturi a României, care ne privește pe noi toți. Fiecare dintre noi are dreptul să-și exprime punctul de vedere. Știu că e târziu, știu că ne grăbim cu toții, dar haideți să ascultăm pe fiecare coleg ce are de spus și eventual, dacă din dezbateri va ieși și nevoia de a mai discuta acest raport și la ședința următoare, este tot o altă discuție. Haideți să dăm un pic... Eu sunt de... pentru propunerea domnului viceprimar. Stai, băi! Haideți să dăm... Stai, nu interveniți peste mine. Nu interveniți peste mine. Adică numai voi. Băi, ascultați-mă și pe mine. Eu știu că dumneavoastră... Domnul viceprimar Scripăt a făcut o propunere. Eu știu că dumneavoastră aveți o anumită eleganță. Dar vorbeam cu doamna președinte. Bati scâmpi, aiurea. Deci problema... Domnul viceprimar a punctat pentru că are experiență politică. În locul dumneavoastră mi-aș măsura cuvintele. Domnul, că nu suntem la piață. Domnul viceprimar are experiență și asta și eu vorbeam cu dumneavoastră, doamna președinte. Hai să ne clarificăm situația. Nu, dar dumneavoastră sunteți de acord cu domnul viceprimar. Nu, eu sunt de acord cu domnul viceprimar. Eu am vorbit cu președintele de ședință, domnul frumos. Să revenim asupra situației, ca să ieșim, două secunde, ca să ieșim cu toții elegant din chestiunea asta, cădeți în penibil. Nici n-ați ascultat ce am spus. Păi ieșim. Exact ce a zis domnul viceprimar. Ieșim cum? Domnul viceprimar a zis, domnule, având în vedere că este un lucru important, haideți să reprogramăm în următoarea ședință de Consiliu Local, ordinară, extraordinară care are, și să analizăm cu toate aceste puncte de vedere. Păi diverse capitole, este numai la ședință ordinară. Deci asta înseamnă că o discutăm peste o lună. Având în vedere că este un punct important, pot să nu-l pun la punctul de diverse, să-l pun analiza acestor rapoarte, să poate face un proiect de hotărâre distinct. Și eu sunt de acord ce spune domnul viceprimar. Acum stăm după... Dar de ce să nu o facem acum? Stăm după... Domnul Hăluță! Eu n-am înțeles ce proiect de hotărâre vreți să faceți. Ce proiect vreți să faceți? Domnilor, hai să ne înțelegem. Rapoartele Curții de Conturi. În rapoartele Curții de Conturi se constată niște lucruri. Tot acolo se dau măsuri de îndreptare. Eu nu înțeleg ce proiect de hotărâre vreți să faceți dumneavoastră. Acolo urmează, după ce s-a făcut această decizie și raport, urmează controlele de follow-up, care vin să vadă dacă s-au implementat cele au spus. Eu nu înțeleg care este obiectul discuției. Vă certați de jumătate de oră pe domnul secretar, dar un follow-up este acord, deja la mapă. Tocmai asta vreau să vă spun. Până acum a terminat. Sunt aspecte care sunt reglementate foarte clar în rapoartele Curții de Conturi. Bun, e pertinentă. Doamna Raluca Năstase poate vrea niște clarificări. Poate că aspectele consemnate în raportul Curții de Conturi nu sunt clare. Acum nu știu ce vrea, să ia la întrebări aparatul de specialitate, de ce s-a ajuns aici sau de ce nu fac măsurile, nici asta nu înțeleg. Dar v-am spus, tot ce dumneavoastră propuneți, supunem aprobării și facem, dar nu vom emite niciodată un proiect de hotărâre prin care să aprobăm sau să respingem rapoartele Curții de Conturi. Domnul Huruț a exprimat doar o idee, dacă se poate. Mai aproape o analiză pe aceste rapoarte. Avem și noi timpul să le analizăm mai bine? Consider că o analiză pe rapoarte poate fi făcută ori pe fiecare grup în parte, ori de fiecare consiliu și în scris pot fi mult mai clare concluziile pe care, mai ales că unii dintre dumneavoastră chiar sunt de specialitate și au competențe, cum e cazul doamna Năstase, cum e cazul domnului Miclăuș. Acum dumneavoastră vreți să vină directorul cu tare? Nu. Domnul secretar general, dacă îmi permiteți, foarte clar, ca să punem punct elegant în discuție. Corect. Eu vin cu următoarea propunere. Haideți să supunem la vot propunerea domnului viceprimar, Scripăți, prin care noi vom discuta rapoartele Curții de Conturi, le vom lua în discuții și vom lua act de ele la următoarea ședință ordinară sau extraordinară. Ordinea de zi se întocmește de primarul municipiului Bacău. Ordinea de zi, da, domnul Scripăț poate să se ducă la domnul primar și să-l roage sau să-i propună
Asta știm. Intru, dar, acum poate, nu putem vota. O treime din rândul consilierilor, o treime din rândul consilierilor poate să fac chestiunea asta. Dar nu mai orice, invocați dumneavoastră și le mai scoateți niște texte din lege. Orice și în codul administrativ. Orice proiect poate fi inițiat și cu un număr de două treimi din consilieri. Și unul, tot face trimitere. Ca și noi am fi ceva niște gluci. Domnul Scripăci, domnul Scripăci, dumneavoastră în primul rând puneți mâna și știți codul administrativ, că habar nu aveți ce vorbiți, da? Nu, dar și în codul administrativ spune cu orice alte probleme. Deci ordinea de zi se stabilește de primar și se aprobă de Consiliul Local. Dumneavoastră, mai mult decât atât, nu mai aveți dreptul să faceți niciun proiect, nu aveți drept de inițiativă, potrivit codului administrativ. Ei, dacă e așa... Păi bun, mulțumesc. Citiți-l. Dacă avem posibilitatea... Deci inițiatori fi doar, pot fi doar consilierii locali. Domnul secretar, întrebare, întrebare. Putem propune... ca această discuție, acest punct de pe ordinea de zi de astăzi să se să votăm ca el să fie mutat pe o ordine de zi viitoare dintr-o următoare ședință de Consiliu Local, să se regăsească în ordinea de zi, având în vedere... Ordinea de zi se întocmește de primarul municipiului Bacău. Da, noi suntem astăzi legal constituiți aici. Da. Da? Avem o ordine de zi în față și solicităm ca acest punct de pe ordinea de zi să fie mutat la o ședință viitoare. Este posibil așa ceva? Da. Îl rugăm. Înțelegeți că ordinea de zi se stabilește... Adică Consiliul Local nu poate să discute o chestie. Domnul primar, deci, haideți că nu-i... Domnul, nu-i proiect de hotărâri. Hai să stabilim... Domnul secretar, nu-i proiect de hotărâri. Noi stabilim... Păi tocmai. Dar mă ascultați, Oleacă. Da. Articolul 135 din codul administrativ. Hai să-l vedem. Da? Da. Proiectul ordinei de zi se redactează de către secretar... ca anexă la documentul de convocare, la propunerea primarului și a consilierilor, după caz sau în condiție legii. Sau. Condiție consilierii legii, propun. Mă ascultați, Oleacă. Consilierii locali, în număr de o treimă, pot face propunerea la următoarea ședință. Nu puteți veni azi, ca acum proiectul ordine de zi pentru... următoarea ședință, nu se face acum, aici. Deci dumneavoastră, cu o hârtie scrisă, formulată de o treime din numărul consilierilor locali, aveți tot dreptul și toată autoritatea să faceți această propunere ca să se introducă pe ordinea de zi aceste probleme. Deci noi ziceam altceva, da, în fine. Păi da, domnul, discutăm cu codul deci în față, erau, eu știu da, ce ziceați dumneavoastră. Dar nu vorbeam aici de ordinea de zi, domnul secretar. Era o chestiune pe care președintele de ședință, o propunere, prin care noi votam și ne luam un fel de angajament că la următoarea ședință discutăm chestiunea asta. Cine ne interzice? Repet, dar unde, proiectul ordinei de zi pentru următoarea ședință. Adică noi, consilierii locali, ne construim. Dumneavoastră puteți deci face aici... Deci consilierii locali nu avem voie să discutăm la ședința următoare că nu e... Domnul consilier, dumneavoastră aveți tot dreptul să faceți aici ce măsuri luați. Dar proiectul ordinei de zi pentru următoarea ședință trebuie să respecte regulile de la articolul 135. Propunerea dumneavoastră este perfect legală, corectă și pertinentă și o puteți introduce atunci. Deci noi astăzi nu putem vota această chestiune de a muta această, acest punct 33 referitor la aceste rapoarte ale Curții de Conturi pentru a fi mutate în viitoarea ședință de Consiliu Local. Repet, dumneavoastră, ca secretar, ordinei de zi respectă cerințele prevăzute de codul administrativ. Domnul secretar, aici... noi constatăm astăzi, și o să-l rog pe domnul Culuță să nu plece, domnul Culuță, numai câteva minute, noi constatăm astăzi că nu putem dezbate în condiții normale un punct al ordinei de zi, 33. Este un punct al ordinei de zi astăzi, supus dumneavoastră. Noi nu putem dezbate în mod normal, în condiții normale. Doamna, și vă propunem să votăm ca acest punct... Ce vreți să mai... Lăsăm... Da, domnule, dar și asta cu vorumul. Cineva este responsabil de prezență. Nu ne batem joc, fugim ca dracu de tămâi de un raport la Curții de Conturi.
Domnul secretar, total de acord. Să știți că atitudinea... Mai tare ne domnul secretar. Cine credeți? Chiar niște fraieri veniți de pe stradă? Până una alta, mai mult sau mai puțin, reprezentăm niște cetățeni? Ce încercați dumneavoastră să ne spuneți? Că toți suntem proști, numai domnul dumneavoastră de ștept. Domnul Schipoi, să știți ședința Consiliului Local. Vă rog frumos, aveți grijă și la limbaj și la atitudine. Da, și la limbaj și la nu stau eu să păzesc. Poate au o limită, domnul Schipoi. Cred că ați nimerit greșit sala. Părerea mea. Toate au o limită. Deci, domnul, eu nu sunt responsabil cu prezența să țin consilierii aici, da? Nu haideți, dacă... măsurați-vă cuvintele. Eu știu că aveți o pasiune. Eu știu că aveți o pasiune pentru persoana mea de când v-am suspendat că nu ați respectat legea, ceea ce faceți în continuare. Da, n-am respectat deci, legea. Da. Am fost într-un consiliu de administrație, mi-a dat aviz de legalitate. Eu am respectat-o. Păi trebuia în 15 zile să renunțați la calitate. Da. Corect. Așa au rost, doamne, ca să știm cine-i secretarul, ce avizează haideți, și domnul... ce facem noi în Consiliul Local. Deci, de ce să nu șaibă rost? Deci, doamna președinte, dumneavoastră, doamna Năstase, dumneavoastră aveți tot dreptul. O să reluăm discuția într-o ședință următoare. Nu, stați o leacă. Dacă reluați discuția, nu faceți nimic. Dumneavoastră, această propunere trebuie să o faceți înainte de întocmirea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. Aici discutăm potrivit legii. Dacă ne venim și citim pe silabe sau interpretăm în sensul propriu legile și aplicăm termenele de răspuns la sesizări cum vrea mușchii noștri, e altceva. Asta e partea care îl privește pe domnul Scripăs direct. Pe mine mă interesează doar aplicarea legii. Pentru că fiecare răspunde de ceea ce face și semnează. Dumneavoastră, repet, aveți această oportunitate prevăzută de lege, în urmă... La felicitări, domnul Scripăs. Continuați, domnul Scripăs. Continuați. Aici tehnic, într-adevăr, domnul viceprimar. Tehnic, domnul secretar general chiar are dreptate, pe lege. Dar, încă o dată, zic domnul secretar, nu ne împietează, nu ne oprește nimeni, nu scrie nicăieri în lege o interdicție. Nu am văzut vreo interdicție expresă de a discuta în Consiliul Local. Dar n-am zis să nu discutați, deci, doamne. Deci nici măcar nu trebuie punct pe ordinea de zi. Dar n-a fost problema asta. A fost pusă problema de mutare. A fost pusă problema de mutare. Ținem oamenii, ținem prizonieri aici. Adică... O să ne... Hai, domnul secretar. O să ne documentăm procedural. Cum putem să facem această... Consiliul Local a luat la cunoștință de aceste informări. Acum, Consiliul Local v-a pus la dispoziție, în terenul legal, aceste proiecte de hotărâre. Dumneavoastră aveți dreptul... Așa, bun, corect. Păi, doamna președintă, asta vă spune de 5 minute, că nu mai e vorba. Deci nu s-a luat la cunoștință. Deci automat... Suntem 20... 11. Deci, prin urmare, în următoarea ședință, că e ordinară, că e extraordinară, trebuie repuse astea pentru informarea Consiliului Local. Consiliul Local a fost informat, domnul Crețu, prin transmiterea tuturor membrilor ei. Este vorba de pur de dezbateri, e vorba pur de dezbateri. Și repet, din punct de vedere legal și tehnic, dacă considerați că pe ordinea de zi trebuie să fie introduse, dumneavoastră, în număr de o treime, tehnic vorbim, să vă manifestați această voință. Ce mai discutăm atâta discuție? Nu vă supărați, aveam și eu 3 chestiuni la diverse. Vă rog! Nu contează... Nu trebuie să votăm nimic, dar am înțeles că totuși pot să le exprim. Prima chestiune către domnul Scripăț. Deci sunt probleme care privesc în mod direct cetățenii. Haideți totuși să le discutăm. Transportul public în cartierul Izvoare. V-ați asumat în fața Consiliului Local 2 luni la rând că veți face demersuri în sensul ăsta. Știu. Știu, lăsați, că am văzut cum ați motivat dumneavoastră, că ați fost în campanie și mai departe. Nu, dar m-am întâlnit cu domnul director și am discutat și mi-a spus în mod concret.
Ba da, aveți. Ține exclusiv de primăria Bacău să facă demersurile necesare astfel încât acest traseu să fie scos la... Bun, și când se va întâmpla lucrul ăsta? Nu să ia act, pentru că transport public... Domnule Scripăț, transport public a comunicat primăriei Bacău că primăria trebuie să facă o serie de demersuri. Care este stadiul acestor demersuri? Domnul Scripăț, invitația unui om o face și secretariatul. Dumneavoastră sunteți viceprimar. Presupun că sunteți acolo ca să rezolvați niște probleme. Mi se pare normal să le rezolvați. Nu să veniți să spuneți că l-am sunat, l-am invitat și n-am putut să rezolv nimica. Pentru că m-am săturat de răspunsul ăsta din partea dumneavoastră. Și cu străzi, și cu canalizare, și cu spații verzi, și cu tot. Nu m-am întrebat de străzi și canalizare. Fiecare eu, viceprimar, am niște atribuții delegate de primar. Aveați. Nu m-am întrebat de aveați, aveați responsabilități. Aveți atribuții date prin dispoziții de primar. Nu m-am întrebat să de altceva. De frunze și de avioane. Pentru alea răspunsul. Foarte rezistent la străzi. Felicitări. Așa. Da. Aș dori totuși, vă rog frumos, să-mi dați un răspuns cu privire la stadiul acestor demersuri, cu privire la introducerea transportului public în cartierul Izvoare și nu numai. Deci, mingea este în terenul primăriei acum, v-am arătat adresa și public și dacă vreți vă aduc din nou. Pentru că am întâlnit cu domnul director și a spus foarte clar, ține de primărie, noi ne-am făcut treaba, am întrunit, deci au făcut comisie ca să arate exact unde poate să treacă traseul și acum mingea este la dumneavoastră. Da. Cetățenii așteaptă, eu aștept, vă rog să vă faceți treaba. Numărul 2. Domnul consilier, întrucât discuția tet-a-tet, nu ați acceptat-o că ați lipsit, o să-i solicit în scris domnului director să vedem ce discuție ați avut privată, era elegant, dacă era oficial. Nu, adresa este, deci sunt adrese la primărie de un an și jumătate, cum că demersurile au fost făcute din partea transport public, s-au întâlnit inclusiv cu poliția rutieră, au tot traseul și înțeleg că trebuie scoasă o procedură la concurs în cadrul primăriei Bacău, sau de către primăria Bacău și trebuie să aprobe asta Consiliul Local. Scrie în acea adresă. Aveți toată corespondența, vă rog să intrați pe fir pentru că v-ați asumat asta în fața Consiliului Local. Da, numărul 2. Nu cumva în prevăzut în atribuțiile dumneavoastră cu transportul? Cumva vă... Nu, sigur? Sigur. Și sincer. Da? Ne uităm. Se consemnează. Dar puteți să ne informați ce deci atribuții aveți mai aveți? Domnule Scripăț. Aveți? Cum nu vă știți atribuțiile, domnul viceprimar? Da, domnule, să rămână înregistrat. Nu am nicio atribuție pe linie de transport. Numai la buton. Pac? Să zicem că am dat. Da? Pac? Bun, apăsați butonul. Vom vedea cine are atribuții. Nu am niciun alt atribut pe linie de transport. Vom vedea. Și cine nu și le îndeplinește va răspunde pentru asta. Am spus-o și rămâne înregistrat. Așa. Nu am niciun atribut. Punctul 2. Avem un viceprimar. Punctul 2. Avem un viceprimar, alt viceprimar, care stă de 4 luni și fără atribuții, dar și plătit cu foarte multe mii de lei în fiecare lună. Am rugămintea, sau de fapt am o rugăminte cumva partajată. Ori dumneavoastră vă dați demisia și eventual donați acel salariu pentru că sunt banii cetățenilor, ori primarul, pentru că este responsabil cu privire la acest lucru, cu privire la cheltuirea banilor, să-i dea măcar o atribuție, două, trei, ca să-l pună la treabă. Nu mi se pare cinstit față de cetățeni ca dumneavoastră să veniți, să zâmbiți acolo frumos, nu deschideți cuvântul, ba chiar la ședințe nu prea călcați, dar asta e partea a doua, și să ridicați câteva mii de euro pe lună. Nu mi se pare corect. Ar trebui ca primarul să vă delege o atribuție, două, trei măcar. Măcar una, nu știu, să vă pună să alergați câinii prin oraș. Măcar asta. Pentru că nu mi se pare cinstit față de banii cetățenilor. Îmi pare rău. Regret că ați avut foarte multe voturi de la Băcăuani. Aveți 4 ani, aproape 3 ani în Consiliul Local și n-ați înțeles mecanismul ăsta administrativ. Viceprimarul nu și-a atribuții. Păi nu, ăsta era apel pentru domnul Necula. Să-i dea dar atribuții. Dar nu-i domnul Necula. Bun, l-am făcut public, l-am deci făcut și la ședințele anterioare. Eu nu mi-au atribuții. Prin dispoziție de primar îmi delegă atribuții. Haideți, dacă îmi permiteți un pic. Mă refer la celălalt viceprimar care stă degeaba pe banii noștri. Păi da, domnul secretar general, aici am avea o problemă totuși de drept. Noi, Consiliul Local, nu, PNL-ul nu l-a votat pe domnul Dragoș Ștefan, țin minte, dar Consiliul Local, nu mai contează cine cum s-a votat, prin vot, a ajuns domnul viceprimar. Viceprimarii se aleg de rândul consilierilor locali. Păi se înțeleg că e numai decorativ acolo? O
dispoziția primarului prin care i-a luat toate atribuțiile. Nu e ok. Nu e ok deloc. Potrivit indiferent că antipatie, simpatie. Nu, dar nu este ok. Pentru că noi nu avem o lege care am trimis pe cei doi, ei sunt reprezentanții noștri, că sunt din rândul consilierilor locali. Și sunt fără atribuții. Îți plătiți, păi atunci hai să luăm atribuțiile la domnii de la primărie și să le dăm salariile. Cred că nu o să ar opune. Păi e discriminarea. Indiferență, nu? Serios, eu propun să iau atribuții. Domnul Micleuș, e o diferență de statut. Păi știu. Funcționarul public, când dă concurs, inclusiv fișa postului oare. Păi da, dar asta viceprimarul, când îl alegeți, nu are nicio atribuție, îl alegeți. Delegările, atribuțiile, da, îi sunt date de primar. Dacă vrea sau nu, așa spune legea. Și atunci înseamnă că lipsim legea de conținut. Eu zic că e un abuz. Eu fără să folosesc cuvinte grele, eu zic că e un abuz asta. Nu. Nu știu, eu vă întreb. Dar să știți că o să mă gândesc alături de colegii mei să facem o... Nu știu la ce... O să găsim o soluție pe chestiunea asta, pentru că mai putem să mai stăm la infinit cu un viceprimar care nu are atribuții. Nu e normal. Vă mulțumesc, domnul Micleuș. Domnul Scripăț, puteți să ne spuneți ce atribuții aveți dumneavoastră ca să știm, să nu vă deranjăm cu alte întrebări? Apasă butonul. Dă drumul la... Cred că e mai sincer așa. Adică spuneți-ne, domnule, mă întrebați de apă, canal și... Nu știu. Nu mi se pare ok atitudinea dumneavoastră, sincer. Apropo, asta n-ar trebui luat în seriu, în derâdere. Că Doamne ferește de vreo catastrofă, ceva. Haideți, acum vorbim foarte serios. Haideți să luăm chiar măsuri pe bune. Că să știți că foarte mulți dintre noi, eu recunosc, cred că și cei de față, în situații de urgență nu prea știm ce să facem. Haideți, dacă tot aveți numai atribuția asta, da, măcar pe asta s-o fac. Păi, dar nu, păi nu a zis că apăsați... Nu, la modul serios, hai să informăm cetățenii. Hai, domnule, să ne facem treaba. Atunci ne întâlnim aici, de vorbit n-avem voie, de să comunicăm n-avem voie, oamenii nu se... E anarhie aici. Pe cuvântul meu. Viceprimari fără atribuții. În fine. Eu sunt sigur că v-a plăcut această ședință. Ședința e gata, mergeți cu Domnul. V-a salvat în această ședință.